Prețul energiei electrice a explodat pur și simplu. Costul mediu al unui megawatt pe oră a atins maximul istoric de 397 de lei pe piața energiei. Este un record de 3 ori mai mare decât în 2010, când costa 138 de lei. Și stăm de vorbă în aceste momente cu Răzvan Niculescu, fost ministru al energiei. Bună dimineața! Bună dimineața, dumneavoastră și telespectatorilor. Explicați-ne, vă rog, care este situația în acest moment, de ce a crescut atât de mult, dacă există o explicație clară. Cred că sunt mai multe cauze. Nu este doar una. Există un an în care precipitațiile nu au fost atât de mari ca în alți ani, deci energia hidro este mai scăzută ca și producție în comparație cu anii anteriori. Cred că această transparență maximă care funcționează pe piața din România a început să producă efecte negative, în sensul că dă posibilitatea unora care au poziții importante în piață să-și maximizeze profiturile. Cred că trebuie să clarifice și statul dacă, pentru că până la urmă vorbim de niște companii de stat care practică aceste prețuri mari, dacă este o altă formă de taxare, ținând cont că aceste profituri înregistrate de companiile de stat se duc apoi ca dividendă la bugetul de stat. Mi se pare însă important în continuare să se acționeze, pentru că situația, așa cum ați spus, este îngrijorătoare și lucrurile nu cred că mai pot continua așa. Bun, în aceste momente, ANR, Consiliul Concurenței, Ministerul Energiei, Parlamentul, cine poate lua măsuri? Cine poate stopa această creștere a prețului? Cred că toți pot să facă câte ceva. Sigur, este și o prevedere în legislația din România că prețurile în condiții excepționale pot fi înghețate pe o perioadă de timp, pentru aproximativ 6 luni de zile. Nu știu dacă suntem încă într-o astfel de situație extraordinară, dar o serie de măsuri cred că se pot lua. Prima dintre ele, mi se pare important să nu mai existe această 100% obligație de tranzacționare pe bursă, pentru că, așa cum v-am spus, încep să apară niște efecte perverse din punctul meu de vedere. Adică fiecare vede prețurile, nu mai există niciun fel de secret comercial. Cred că este exagerat, mai ales în acest moment, o astfel de măsură. Și este foarte clar că primul afectat de această creștere a prețului este consumatorul, românul de rând. Pe de altă parte, poate fi afectată și economia României? Este afectat și consumatorul casnic, este afectat și consumatorul industrial. Acum nu trebuie, noi vorbim aici de prețurile de producție. Nu trebuie să ne îngrijorăm și exemplul pe care l-ați dat dumneavoastră cu o creștere de 300% este într-o anumită zi, probabil la o anumită oră. Lucrurile mai fluctuează și în funcție de producția de energie regenerabilă, adică dacă ne uităm pe bursă, constatăm că sunt ore din zi în care prețurile sunt la un nivel foarte scăzut. Dar pe medie se constată o creștere anul acesta în raport cu anii trecuți și, așa cum ați spus, până la urmă acest lucru se vede în facturile consumatorilor pe componenta cost al energiei, pentru că mai sunt și alte costuri în factor, costul cu transportul, cu distribuția, cu taxele, cu... Mulțumesc foarte mult! Da, mulțumesc foarte mult! Urmărim ce se întâmplă mai departe.